Din această lună gazele se scumpesc cu 6%, în medie factura va crește cu aproximativ 4 lei. În același timp tarifele la electricitate urcă cu 0,03 lei pe megawattoră. Tot din prima zi a lunii octombrie majorarea accizelor a condus la creșterea prețului carburanților. În aceste condiții urmează o scumpire a produselor alimentare pe care specialiștii au estimat-o la 3 până la 6%. Producătorii locali nu și-au făcut calculele până acum, dar spun că majorările sunt inevitabile. Rahela Cosma, administratorul unei carmangerii din Sein, spune că în cazul cărnii transportul are o pondere de 10-15% în total costuri și prin urmare creșterea prețului carburanților va scumpi acest produs. Adrian Pop, administratorul unei brutării din Baia Mare, menționează că este prematur să avanseze un procent de creștere a prețului pâinii. Ca urmare a scumpirii combustibililor sunt de așteptat scumpiri mai însemnate la produse, la care aceștia au ponderi mari în costurile de de producție sau transport. Este vorba în principal de alimentele proaspete sau cele perisabile, dar și de produsele de panificație ca urmare a consumului de gaze naturale utilizate în cuptoare. Oricum, unele produse s-au scumpit deja, comercianții anticipând acest val de creșteri. Și prețul carburanților s-a mai rotunjit în ultima lună din cauza majorării accizelor. Președintele Sindicatului Taximetriștilor Maramureș a spus că majorarea este de peste 12% în decurs de o lună.